Salutare, și bine ați venit la nou roleplay, așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și ne întâlnim, hai că ne întâlnim la viitoare dacă e. Nu, am stat înainte și am povestit cu băiețe, am vorbit o ce e ce. Ideea stă în felul următor, că avem un copil în firmă care efectiv face un metagaming în prostie și dacă eu făceam la fel, asta e. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și hai să vedem ce roleplay are domnul Găbulă pentru noi în seara asta. Colegi, știți cum mă simt aici, în mașina asta? Și că trebuie să mergem la bancă. Ca pe jocul ăla de pe telefon, PUBG. Nu mai e Mafia 3, mă. Adică? Ei, da, da. Hai, slăbești, colegi. Da, așa că vă știți și pe voi pe server, serverul se numește Urban City. Ce claxonare, da. Mamă, hai că am făcut și eu treaba asta. Da. Gata, tata, băi, mă bat la cap ăștia de pe la finanțe, de pe la ANAF, de pe la draci. Trebuie să le dau explicații. Cum ți se pare, cum merge mașinuța? Merge bine. Nu prea are stabilitate, dar în acolo la ce vârstă am eu, ușor, ușor, intersecție, că trec ăștia nebuni, ușor, ușor, ușor. Mamă. Da. Uite, convoi de mașinuțe. Ce mașinuțe, că eu ce mașini au oamenii ăștia, să bombardiri? Alea parcă erau taxiuri, nu? Parcă da, semănau la taxiuri. Iată-l pe colegul la muncă. Am claxonat pe colegul ăla. Babița nu a mai venit după noi? În spate, în spate. În spate. Hai, pe motor. Înseamnă că merge la Banca Pacific. Dacă tot stăm acolo, o să vedem ce o să facem și cred că o să-mi scot niște bănuți. Am vreo 3 milioane deja. Gai să faci și pe server, Payday o să aveți tot timpul. Rol pe de calitate o să aveți, dacă sunteți un pic mai mulți, vă puteți aduce prietenii, familia, etică. Puteți să intrați și pe server și vă aștept și pe bună, un rol pe așa micuț, să vedem. Poate ne descurcăm, poate, știi, n-am, știi cum e, nu că, na, ideea că dacă eu făceam meta, ce face copilul ăsta, sau așa, pe dreapta după semafor, sau așa mai departe, sigur era însancționată. Mai pe scurt. Pe dreapta, nu pe stânga, că ești pe contrasens aici, dacă vine poliția mea amendă. Și n-am făcut de când sunt pe server niciodată. Așa că nu vezi pe la micu. Intru în fiecare seară după ori, după live-ul, vreau așa mai departe și... Pe așa. Da. Hai să vedem ce okay. Trebuie să facem. Gata, ochi. Ochile, vezi că ți-a pe visus, da, amendă, trage o parte cealaltă. Să rămâi la mașină cu motorul pornit, mă dă nimeni cu mine și voi ceilalți rămâniți afară. Da, bă. Da, da. Bițani, hai cum și tu cu mine, tata. Ce-ai făcut, mai căzut? Zi-mă, colegu. Ce fac? Ia zi-mă cum e pe mașina. Salutare, colegu. Ești tu? El? Cum e acolo bordul? Ia, deschide geamul ăla. Mas, mă bată, tata. Cât ai prins cu ea, Maxim? Ei, am eu să încep. Ferească, Dumnezeu, ai un schimbător acolo de zici că e masă de biliard. Cine a condus, mă, mașina? Tu ai condus mașina? Nu, Vale a condus-a. Ești rali, uraganul. Spune uraganul. Uite-te, moldovene, ce fain e. Ia cumpără și tu una, mă. E că-i scump, cât mare vine. Vindem 5 apartamente pentru el. Eu am două. Ai două? Păi de ce ne duci pe noi cu Dacia și... Bă! Opa, mai zic că vine cineva. Păi ideal. Cu asta vine șervița ei. Nu știu de voi, dar pe mine mă cam n-au priză pe acolo. Aici e atârnat de mașină, adică... Avea ea, iertăci. Că ai de... na. Avea aer. Cam
am ciudat un text ăla. Mă, bă, Moldoveni, ascunde-te, te dracu. Bă, poate te apucă dracii să faci. Hai să deschid doar portiera, oi, să mă uită prin enor. Păi deschid ceam, da, ce portiera vrei? Și faină e așa interiorul. Bă, Moldoveni, dă-te mă mai acolo, că el, uite-te că ăla de acolo am apucat să-l văd, că s-o ascund, dracu. Voli. Te fac un voli. Acum am leu milion. Da, TT1 nu-mi place mai treu. Nu. Și sărac și cu pretenții. Da, nu? Fai. Hai că după videoclipul ăsta închide, încă după aia pe mâine, normal trebuia să închide 10 noaptea. Am băgat Boris. Deci, na. Ia că nu mai pot sta foarte mult în oraș. Și cam... Ah, o și ieșit, perfect. Hai, crede. Mai trebuie să vină. S-a urcat în Lamborghini, cred. Da. Nu, nu s-a urcat. Zis, lasă să vină, mă. Deci că stă în Mafia 3, efectiv. Hai, mergem la filmul. Maa. Așa că după ce o să terminăm roleplay, adică după ce ajungem la film, închidem episodul pentru că, da, trebuie să mă culc. O să fac un program, că nu o să știu mai bine, să spun așa, programul de la locul de muncă, ca să știu, că nu o să, că nu o să fie sigur, sigur o să fie o dată de dimineața live-uri și o dată de după masă. Când o să fiu schimbul 2, în normal o să ies de la ora 21 de la muncă. Clar că o să ajung acasă, o să mănânc și o să mă pun să mă culc. Așa că atunci o să fac live-uri de dimineață. Pentru că eu normal o să intru numai de la vreo 1:30, cam așa. Adică destul de mult o să am timp. Deci da. Eu știu că poate foarte mult să aveți timp după masă, să vă uitați la mine sau așa mai departe, dar locul de muncă știți bine. Fără loc de muncă nu poți trăi. Cam asta e toată schema. Așa că no hate, nu vă supărați pe mine. E o chestie ce l-am putut să spun pe live, adică am și uitat-o să spun pe live, că o spuneam, nu era nicio problemă. Șofer bun ești, colegul vale până acum. Bravo. Și... Da, după cum am zis... Păi asta și dovedește că e acolo sus în top. Ca păi cel da. Mai harnic angajat al firmei. Așa că încercăm să facem episoade și pentru TikTok și poze pe Instagram și oricum vreau să fac acum o serie de poze. Vreau să găsesc un loc destul de bun aici în oraș unde să stau să fac o serie de poze, să tot postez. Așa frumoasă. Da, și poze pentru thumbnail o să vedeți noi, adică my face, you know, în fața mea, adică o să vină. Deci de mâine începând, comisioanele la firmă din banii care să fac, vor fi 40% din contractele care se ia cu camioane închiriate și doar 20% cei care aveți camionul vostru propriu. Sper să nu mai fie discuții, vi se ieși jumătate din bani. Trageți să aveți camionul vostru, cei care nu au. Vă luați camionul vostru și atunci doar 20% din ce încasați voi o să intre în firmă. Iar de acolo plătim utilități, plătim impozite, taxe, ce trebuie la... La urmă trebuie să ajutăm și firma, noi ca muncitori. Păi nu trebuie, e obligatoriu. Păi da. Păi este salariul net și salariul brut, da? Da. Până acum voi ați luat salariul net în mână. Ați luat salariul fără comisioane, fără... Oh, what the fuck. Plăți, fără CASE, fără... Nimic. Fără taxe la stat, fără dări la stat. Păi, de acum trebuie să plătiți. Normal, da, are intrat în rol, dar nu taxele astea mea.
dă-le către stat. Deci nu taxe la... Mai târziu ai să vrei să iei șomaj, ai să vrei să ieși la pensii. De unde banii? Am trebuit să ducă bani la stat? Numai că du pe cursă de 34.000 să-mi iau 2.000 din toată cursă, că taxa e de 32. Da, o să lua salariul brut, cum trebuie. Deci na, asta am apucat-o pe live să fac. Băi, dar nu s-a ridicat bariera asta deloc, nu cred. Claxonează lângă ea și se ridică. S-a ridicat, dar trebuie să te apropii mai mult. Nu. Bună fază. Mă bucur că am stat și v-am explicat mai multe chestii. Așa că o să vedeți update la mine pe Discord, cum, aveți toate informațiile în descriere. Da, cum și merge, despre server. Merge bine, unchi, merge bine. Și despre tot, despre ceea ce o să aveți nevoie și what the fuck. Și apoi, na. Aici e coptilul. Ce faci aici, colegul? Cam și o plăcintă și după aia mă bugeam. Înțeles, bravo. Azi că e bine. Da, rupe meta. Efectiv mă enervează. Ești pe jos. Ce, am eu motivele mele. Cred că lui cel mic i-a căzut. Da, lui cel mic. Ți-a căzut sub baliza cu cărți. Înțeles, nu e nivel. Păi ce facem acum? Mai stăm? Să dați pe stații care își termină cursa să vină până la birou. Toți colegii trebuie să vină până la birou. Ok. După ce își termină cursa, mă. Nu e greu. După ce vă terminați cursa, veniți în birou. Am înțeles, recepționat. Hai, până vină băieții să vorbesc eu cu Gostac. Uite, bă, nu. Bițane, dacă ai treabă, tată, pe oraș, du-te, tăticule, lasă-mă că mă descurc. Stau aici și la filmă cu băieții, nu se pune problemă. Nu, întreb un pic, stăm bine. Ești bun. Ia și zici și mie, zile la băieți, ce mi-ai zis tu mie azi. Pregătură cu ordinea, disciplina și cu modul de a asculta un superior, adică un șef din firmă. Vino mai aproape și spune-le și lor ce mi-ai spus mie. Să fiu foarte clar. Ascultați ce vă spune, Biță, că... V-am spus, băieții mei sunt acționari majoritari în firmă. El nu a avut nicio treabă cu rolul. Puneți-vă și ascultați pe oameni, da, nu vă deranjează. Vine. Vă lasă toată ziua să vă faceți de cap în oraș, iau treburile lor. Dar când vin la servici, când vin la firmă, la muncă, ei sunt copiii mei. Ca și cum aș fi eu. Vreți să fiți aproape de noi, vreți să intrați în familia noastră? O să fie dintre voi care o să fiți foarte apropiați familiei noastre. Așa că ascultați de ceea ce vă spun, băieții. Bun, o să vorbești tu cu ei acum, dau un telefon. Mai devreme cât am stat la recepție acolo cu voi, mă rugam de voi ca să luați curse, să plecați în curs. V-am zis de o dată, două ori, de trei ori, de patru, de cinci ori. Următoarea dată nu o să mai repet. Zic o dată, dacă n-ascultați, aveți următoarea dată când veniți la muncă, o să aveți demisia pe birou. Nu vreau să stau să mă rog de voi să... Mergeți la muncă sau să stați acolo, stați în recepție și ce faceți? Așa o să ne ducem în cap, ajungem la faliment. Firma trebuie să o ridicăm. Și vă spun ceva. Cine se ocupă cât mai bine și muncește cât mai mult, o să-i iau lângă mine și face mai multe treburi. Ca un bonus. Dar vreau să văd că vă doriți treaba asta. Da, dar nu primi. Și o să mergem mai departe. Condus, un repet și așa mai departe. O să am nevoie de doi. Dar momentan nu mi-ați dovedit niciunul că puteți trece la următorul nivel. Hai, nu te-am văzut în viața mea, mă. Ce mod... M-ați auzit? Ce vrem? Da, te auzi, băieți. Da. Nu trebuie să-i sperii cu demisia pe masă, că Dorin nu-și doresc băieții să plece din firmă, dar o să fie penalizați la salariu, de ce să nu-și ia? Și așa, începând de astăzi, comisia o să plătească taxe și impozite pe salariu, pe venit, o să mai fi și penalizați, îți dai seama. Mai plătesc cu amendă, mai se duc și ei la o bucă, la un club, la ceva și o să le convină.
Dar da, da, să ne înțelegem. Când am deschis firma asta, am deschis-o cu greu cu băieții mei, deci nu au fost cei trei băieți și cu mine. Am chiruit, am găsit spațiul ăsta de... Am umblat de... Mă nu știm cât am umblat după spațiul ăsta. Și am plătit și o sumă importantă de bani. Nu vreau să mi se risipească averea, că am ce am strâns în ultimii 30 de ani să-i risipesc că sunt unii băieți care nu le convin. Vor să facă cucumare de pe o zi pe alta într-o societate, într-o firmă. Eu zic că până acum a fost bine. Dacă vreți să testați, luați-vă un concediu medical, mergeți în oraș și căutați-vă joburi, să vedeți de unde câștigați mai bine ca aici. Fără sacrificii, atenție, mă refer. Că puteți face sacrificii, să vă riscați viața și să câștigați bani mai mulți, bineînțeles. Dar curat, numai la firma Faraonii puteți găsi un job stabil și bun. Da, bună, reclamă. Și atenție, în continuare să ascultați, pentru că am înțeles că Dominic și cu Castelanu l-au pus pe Valley Supervisor să se ocupe de firmă când nu suntem noi. De ce spun asta? Omul la noi în statistici acum, birou, a adus cei mai mulți bani la firmă. E pe locul 1 acolo, e sus cu cei mai mulți bani aduși la societate. Nu este șeful vostru, să ne înțelegem. Deci este colegul vostru, dar toate lucrurile care nu sunt în ordine în firmă și dacă vi se spune să faceți, să faceți. Când stați vorba lui Lubiță, dacă stați la cafele acolo la intrare și stați o oră, două, trei, păi nu e ok, nu e să pierd niște bani. Mai stați, luați-vă pauză, repauzul zilnic sau luați-vă o pauză, dar mai mergeți la câte o cursă, câte doi, trei plecați, mai rămâneți doi, trei, nu stați toți grămadă la firmă. Și dacă vă spune uraganul... Sau măcar schimbați-vă când stați în pauză, nu stați în ținuta asta. Când sunteți liberi, schimbați-vă ținuta voastră personală și atunci nimeni nu are nimic cu voi. Dar aici, la firmă, toată lumea trebuie să avem, inclusiv eu, trebuie să avem ținuta. Exceptând pe ăștia mici, că ăștia umblă, acum sunt aici, acum sunt în oraș. Și nu prea au timp. Dacă vă trimite uraganul, vă trimite, duceți-vă, hai, mergeți și mai faceți o cursă două și puteți să mai stați după. Nu trebuie să o luați în nume de rău. E acolo sus. Dovediți-i că e mai slab ca voi. Stați acolo în top 3, să fiți top 3 și nu aveți nicio problemă cu nimeni. Sunteți harnic, muncitor, nu poate să vă spună nimeni nimic. Cel puțin la urechile mele, dacă cineva vine și să vă scoată vorbe sau să încerce să vă facă rău, eu o să mă uit în contabilitate și mă uit. Fiecare cum a adus banii societate. Cei din sus de acolo, din top 3, ăia nu sunt de neatins. Adică cel puțin la mine... O să mă cer și cu ăștia micii mei, numai ca să fie bine. Așa că ascultați-l pe omul ăla și bine, mai puțin pe moșul, dacă vine la muncă, lua la învece, să-i spuneți că ăla a fost militar. Ai auzit? Ai auzit uragane, da? Da, da, da. Când vine moșul, bătrânul ăla care a fost militar, da, 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 vine cu epoleții pe el. La ăla să aveți un pic de bun simț, cum are o vârstă. Am văzut că muncește, se implică, lăsați în plata lui. Dar voi celălalt sunteți tineri, sunteți în putere. Și fără femei la firmă, aici nu veniți cu femei pe aici pe la firmă, dacă trebuie, mergeți în oraș. Bun, nu mai vin și ceilalți. Spuneți-mi, care dintre voi a primit de la doamna comisar sau subcomisar sau ce ea a primit bani? Mădălin, știu că tu ai primit. Deci voi trei și tu ți-ai primit? Da, mi-a dat mai devreme. Deci patru, mai e unul care a primit. Da, eu n-am fost în calculul aia 4-5, mi-a dat după ce ți-a spus e. Pe cine n-a primit de aici să ridice două picioare sus? Doar tu, nu? Cum te cheamă pe tine? Asmagan și... Emanuel. Cine? Asmagan de Emanuel. Ia vin la Emanuel să-ți dau banii, ție. V-a spus să nu umblă cu minciuna că dacă se află că ai luat banii. De la mine nu-i tocmai ok. Am, scuzați, am ridicat mâna greșit. Scuzați. Hai că trebuie să omul. Zici mie ăsta CNP-ul tău. 3742. Ia verifică dacă ai primit banii. Ohoho, să rămână. Deci, sper că nu țipați că de la 30.000 vi se ia 3-4.000 pentru firmă. Când primiți câte un milion. Și când vi se ia comisioane și dări la stat, din salariu, impozitul pe salariu, țipați, faceți grevă pe aici. Și tu parcă ai zis că nu ai primit bani, nu? Da. A, păi am să fim sinceri până la urmă. După rol pe ținând, ok, că de primarul mai dă așa mai departe, are niște premii pentru server.
Alta e când faci o cursă ei căși, dacă o dăm pe roleplay și te duci până în paletă efectiv. Vă nou, mă rog, mulți kilometri. Și din asta îți dă 2000. Cum mi s-a întâmplat la mie, efectiv. Adică, da. Asta e. Roleplay se poate da în multe treburi. Deci, da. Și nu știu ce impozite din salariu. Înțeleg de ce ați făcut. Rol pe exam de mult. Restul ți-ați primit, da? Da, da. Mai e cineva? Și tu, și tu pistoletul ai primit bani? Da, da, am primit. Tot de la domnișoara polițistă? Da, da, da. Te-ai pus mâna pe fund? Așa zice. Nu. Cum nu? Că spunea că e unul la tine, că domnul Vișinescu, unul la tine e unul mai mic, așa, mai da, pistoletul. Că mi-a pus mâna pe fund și soțul meu era la 30-20 de metri de... Dacă vedea bărbat, o să dați seama ce pățeai. Te-a spus că ești, ești nebădăios. Da. Pus-o pe mâna femeii pe fund și mai ești și polițist. Îți dai seama, da. Că i-am pus mâna pe fund, îți dai seama. Da, dar na, ești mic. Aroganță. Ești mic. Ești mic, păi mai ai. Prima dată să crească și ăla micul mare, să alea, da. Păi mâna doar pe fund, că dacă ar trebui să faci ceva, n-ai ce să faci. Ce să faci? Da. Să o cauți culmânarea pistoletului tu. Nu, nu. Nu, dar răspunzi în aroganță. Ia întreabă-i Mădălin sau tu, Uragan, întreabă băieții pe stație, cineva din băieții care-s pe traseu, care n-a primit bani de la doamna? Cineva din băieții care sunt în timpul cursei a primit bani de la comisar? De la doamna polițistă? Care era la noi? Nu azi. Ai primit? Da, da, l-am primit, da. Și alălalt coleg mai era unul, parcă, în cursă. Nu știu să spun... Nu, nu tu, nu, zic, îl strig pe celălalt coleg. Da, să nu fii păstați. Am înțeles. Pare rău pentru el. Da. A primit coleg, un cash, unul, care e în curs. Da, da, da. Dacă nu vine nimeni să-și revendice banii, cine mai e? Unchiu, mai e o problemă. Ce problemă e asta? Nu stau toți colegii pe stație. Ai auzit, Domn? I-am auzit, dar nici n-ai cum să le ceri asta. N-ai cum nu, să-i... Nu, dar zic. Poate e ceva important să anunțăm. Ar trebui să le ținem o ședință când vin, odată ce pleacă la muncă, când pleacă în cursă. Stația deschisă, pentru orice eventualitate, orice problemă trebuie urte pe stație, nu trebuie să o deschide numai când vor ei. Aia am zis și eu. Cât timp ai ținut asta pe tine de muncă? Bun, eu m-am gândit și la o șmecherie. Vreau să aleg dintre voi 4 sau 5 băieți, o să caut 5 băieți, să vă trimit, o să sun eu cu croitorul și o să vă îmbrăcați, o să vreau 5 ținute diferite. Legate de șofer de camion. Vreau să schimbăm hainele astea. Put pe noi, a dracu, transpiră din materiale de la din China, nu știu, de la turci. De plastic. Și aș vrea să trimit 5 băieți dintre voi, fiecare să îmbrace cât mai adecvat unui șofer de tir. Și ținuta care câștigă primește un bonus de 500.000 din partea mea. Model. Deci vă fac designer pentru o zi, vă dau liber. Vă fac designer și vă îmbrăcați voi. Unul o ținută și care o aleg cea mai fană și mai... Deci pantaloni, pantofi și cam așa, atât. Nu mă interesează alte accesorii. Da, da, da. Căutați, băi, 3, 4, 5 băieți, vă duceți toți odată. Da, bine. Și cea mai frumoasă ținută o să o alegem drept ținuta noastră de muncă, a faraolului, și o să ne lipsim de asta. Ați auzit, guys, ce vorbe să facem? Vedem cine are gusturile dintre voi. Îl văd pe ăsta tatuat, îl văd pe ăsta micu, cred că o să aibă o ținută. Am gusturi bune în cash, stai liniște. N-ai problemă. Bun, cât e ceasul? 11 și un sfert. Eu văd 1 și 10, da. Proști noi un cash, iartă-ne. E 1 și 22. Da, 1 și 22. Da. Bun, până dimineață, până la 7-8, puteți să faceți câte o ținută fiecare, să veniți. Oh. Și aveți ziua plătită până... Da, da. Da, da. Sunteți? Da, eu pot să zic. Încăpeți toți 5 într-o mașină? Sau aveți mașinile voastre, nu? Da, avem mașinile noastre, nu cash, nu e problemă. Luați pe mașină, mergeți la un croitor, deci la croitorul nostru la firme și vă faceți câte o ținută. Dar ați înțeles ideea, da?
Ținuta care e mai frumoasă și e mai, cum să zic eu, mai să lovește mai bine de gustul nostru, deci ca șofer de tir. Căutați blugi cu geacă de piele sau cu, eu știu, căutați o ținută. Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă o să o folosim ca și ținuta clasică a firmei noastre. Da. Asta ne-a făcut-o la început când am deschis firma și nu prea dă bine. Bun, păi ia, hai voi toți cinci, ce-ți mă și faceți o ținută. Cea mai frumoasă câștigă și are 500.000. Da, mulțumim. Ok, hai că... Am ieșit. Ușor, colegi, ușor, că le-am cap în cap. Nu mai stau că nu... Ușor, că un pețuș. Mâine, la 4 dimineața, trezire, așa că îmi par rău. N-am ce să fac. Până adorm, până mai trece o oră. Hai să departe, mergeți voi, eu v-am lăsat. Așa că nu uitați butonul de like, subscribe, sper că v-a plăcut episodul. Băieții și... care s-a plecat după ținută, mă interesează cămașa, pantaloni și pantofi, atât. Nu mă interesează mănuși, pălărie, lanțuri și okay. Ok, hai că v-am lăsat, pa, pa. Care arată